Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook. Așteptăm dintr-o clipă în alta declarațiile președintelui Klaus Iohannis după întâlnirea cu specialiștii și cu premierul demis și cu membrii ai guvernului în legătură cu ce măsuri restrictive s-ar putea impune în perioada următoare, fie că va fi vorba de o vacanță prelungită a elevilor, fie că va fi vorba de introducerea certificatului verde pentru accesul în toate spațiile închise. O să vedem, o să auziți declarațiile aici la Europa FM. Până atunci ne uităm la criza politică. Știm că astăzi cabinetul propus de Dacian Cioloș a fost respins în Parlament prin vot și ne întrebăm ce se întâmplă mai departe. Știm de asemenea că conducerea PNL prin vicepreședintele Iulian Dumitrescu a anunțat că mâine la consultările de la Cotroceni, tot cu propunerea Florin Câțu, se vor duce liberalii. USR Plus rămâne ferm pe poziții, nici vorbă să audă de așa ceva. Ce se va întâmpla, prin urmare, în discuția pe care o să o avem în câteva clipe cu președintele UDMR, Kelemen Hunor, o să vedem în ce măsură se poate implica Uniunea, care de altfel și-a cerut scuze în numele politicienilor pentru circul din ultimele luni și dacă aceste scuze totuși pot fi susținute și de un demers mai ferm al Uniunii de a semnala PNL-ului că poate nu se poate colabora în orice fel de condiții dacă blocajul persistă. O să discutăm despre asta imediat. Până atunci vă invit și pe dumneavoastră la 0372069599 să ne spuneți ce credeți, pentru că o să intrăm în legătură directă în câteva minute. Care ar fi soluția imediată de deblocare a crizei? Cum poate fi convins Florin Câțu să renunțe să mai fie prim-ministru? Sau dacă trebuie să fie convins, poate ne îndreptăm spre un guvern minoritar al PNL-ului sau al PNL cu UDMR, pentru care sigur ar trebui mediată o susținere din partea PSD-ului. Spuneți-ne ce credeți. Ar trebui USR Plus, de pildă, după eșecul de azi, de a trece un guvern Cioloș, să-și reducă pretențiile, să-și calibreze altfel discursul, să se mai gândească dacă totuși pune această condiție maximală să nu fie Câțu premier. De asemenea, pentru că vorbeam de președintele Iohannis, vedeți în declarațiile de ieri ale președintelui, care spunea că autoritățile nu au făcut ce trebuie și nu au făcut destul autoritățile, deci guvernul. Vedeți în declarația asta semnalul că de acum încolo poate nu mai agrează propunerea Florin Câțu premier? 0372069599. În câteva momente intrăm în direct și cu dumneavoastră, discutăm despre cum poate fi deblocată criza politică. Asculți Piața Victoriei, acum la Europa FM. Îl salut pe domnul Kelemen Hunor, președintele UDMR, vicepremier în cabinetul demis Câțu. Bun venit în Piața Victoriei. Bine v-am găsit. Astăzi în Parlament ați cerut scuze românilor în numele politicienilor pentru circul din ultimele săptămâni, domnule Kelemen. Întrebarea este în momentul ăsta, cât de dispusă este UDMR să se implice decisiv în a pune capăt acestui circ, spunându-i lui Florin Câțu că nu mai este o variantă și că PNL nu va mai fi susținut nici măcar de UDMR dacă se continuă cu această propunere care ține lucrurile blocate? N-ar fi sensul din spatele acestor cuvinte de scuză? În primul rând, după acest circ, eu cred că onest și sincer trebuie să spunem în aceste zile cu toții, indiferent dacă ne-am ținut departe de circ, că noi am încercat să ne ținem departe de acest scandal. Trebuie să spunem că nu e bine așa, trebuie să spunem iertați-ne, nu asta am promis, și trebuie să căutăm o soluție în continuare pentru a guverna și pentru a căuta soluții. Apoi, niciodată noi nu am impus nimănui și nici nu putem să facem acest lucru, nu ar fi nici elegant, nici corect cu ce premier și cu ce soluție să vină. În cea mai rău caz, să impuneți, nu, iertați-mă, dar să semnalați cu cine nu mai puteți lucra pentru că ține lucrurile blocate, puteți să faceți? Cel mult pot să spun când există o propunere, că din punctul nostru de vedere, acea propunere nu poate fi susținută. Indiferent că e vorba de prim-ministru sau e vorba de miniștri într-un cabinet.
Noi nici în decembrie nu am avut nicio condiție. Dacă USR-ul nu ar fi insistat pe Florin Câțu, noi mergeam cu Ludovic Orban. Deci puteam să ne înțelegem, asta a fost atunci propunerea Partidului Național Liberal. Să nu uităm totuși, USR-ul a insistat enorm de mult și a zis că nu poate să meargă cu Ludovic Orban, îl vor pe Florin Câțu. Și liberalii au acceptat acest lucru. Din punctul nostru de vedere, și atunci era o chestiune de bun simț să nu spunem noi cu cine să veniți. Eventual pot să spun după aceea că, doamne, cu acea propunere, din păcate, noi nu putem merge mai departe. Aici este decizia liberalilor, eu nu pot să sugerez lor mai nimic. Un singur lucru pot să spun. Soluția de compromis nu trebuie legată neapărat de o persoană. Soluția de compromis trebuie să fie pe program, pe proceduri, într-o coaliție, coaliție perfectă nu vom găsi în România în anii care urmează și soluția de compromis trebuie cumva ruptă de o persoană, de persoana premierului, de persoana celor care conduc. Da, pentru cei de la USR ne-au explicat-o de 1000 de ori, persoana e extrem de importantă atunci când acea persoană este prim-ministrul, de șeful echipei și când acel prim-ministru ar fi încălcat protocolul pe care îl avea coaliția și a procedat în felul în care a procedat. Ăsta e un fapt până la urmă, adică ei invocă acest fapt în sprijinul pierderii încrederii în domnul Câțu. Domnul Mușar, aici lucrurile sunt un pic mai nuanțate. Haideți să fim extrem de sinceri. Eu nu prea dau din casă, că nu e stilul meu, dar discuțiile legate de Stelian Ion au început încă în iunie. Premierul a semnalat și a spus, oameni buni, căutați un alt ministru, nu putem continua cu Stelian Ion. Mai mult nu vreau să spun, dar nu era ceva care a venit așa brusc din cer, a picat peste noi ca un meteorit și ne-a surprins pe toți. Bun, atunci să spunem, domnule... Câțu a avut mai multă răbdare decât aș fi avut eu. Am spus și lui Dacian la un moment dat, săptămâna trecută, când discutasem la Liberal. Am spus, Dacian, tu ai fost prim-ministru, eu nu am fost, nici nu o să fiu în această țară niciodată, dar nici tu n-ai fi acceptat, nici eu n-aș fi acceptat, nici până în septembrie, ceea ce s-a întâmplat legat de fostul nostru coleg Stelian Ion. Și nu mi-a zis Dacian atunci că n-ai dreptate. Deci nu se poate. Nu se poate submina până la nesfârșit o coaliție și autoritatea unui prim-ministru. Deci aici Florin Câțu a avut multă, multă răbdare legat de acest subiect. În rest, sigur, se poate... Dar tot a încălcat protocolul. Chiar dacă aveți dreptate, probabil că aveți. Nu e așa că unii au dreptate și ceilalți nu au dreptate. Bun, și faptul că a încălcat protocolul și există. Și alții au un pic de dreptate. Bun, domnule Chelemen, mă întorc la idee. Cum se poate debloca rapid această situație altfel decât prin a renunța liberalii la a-l desemna pe Florin Câțu? Suntem mai aproape de acest moment... Catalizează și președintele lucrurile spunând nu s-au făcut lucruri și n-a fost pregătit valul 4 al pandemiei și autoritățile au eșuat, pentru că după o astfel de declarație ne-am așteptat ca Florin Câțu să nu mai întrunească sprijinul președintelui. Nu știu, eu n-am vorbit cu președintele de la consultările de acum 10 zile, nu știu care au fost discuțiile între ei, nu vreau să intru eu în speculații dacă un astfel de mesaj de la președinte înseamnă sau nu înseamnă o retragere a sprijinului pentru Florin Câțu. Aici mai este un aspect destul de important. Ce puțin din perspectiva mea, se poate lucra cu Florin Câțu. Cu Florin Câțu poți să te cerți. Cu Florin Câțu poți să te împaci. Este un om receptiv la argumente. Dar când se termină răbdarea, atunci taie foarte brusc și foarte repede și nu merge mai departe. Asta este experiența mea. Am fost în multe coaliții. Aici, dacă fiecare nu face un pas lateral, nu face un pas... Cei de la USR Plus spun că e un dezavantaj ăsta pentru un premier care trebuie să conducă o coaliție, deci să fie eminamente un diplomat în discuțiile cu partenerii. Da, până unde? Până unde? Nu vă supărați. Deci un ministru avizator, cum e ministrul Justiției, ministrul de Finanțe și încă câțiva, nu sunt foarte mulți, poate bloca un întreg guvern. Poate să pună în dificultate de la președintele Republicii până la
miniștrii din cabinet, pe foarte mulți. Deci, oricât de diplomat ești, la un moment dat trebuie să pui punct la sfârșitul propoziției. Deci eu nu cred că trebuie să stăm foarte mult pe persoana primului ministru. Compromisul se poate găsi și cu un prim-ministru dintr-o parte și cu un prim-ministru dintr-o altă parte. Se poate găsi și cu Florin Câțu. Nu asta este problema. Problema este să fii un pic flexibil. Dacă rămâi baricadat în certitudinea ta și crezi că tu deții adevărul absolut, atunci se va repeta ceea ce s-a întâmplat, din păcate, în 2021, peste 6 luni, cu un alt prim-ministru, vă garantez. Bun. Domnule Chelemen, nu puteți să credeți, realist vorbind, că USR Plus, odată ce a încercat și și-a dus demersul până la capăt să propună un guvern și să ceară votul Parlamentului și, uite, să fie trântit astăzi, poate să se întoarcă la soluția Florin Câțu, spunând, noi am încercat, am greșit și ajungem la concluzia că Florin Câțu e mai bun. Adică, realist vorbind, politic, nu cred că vă așteptați la așa ceva. Nu știu, eu aștept la maturitate și la înțelepciune. USR-ul acum are o problemă un pic mai mare decât persoana lui Florin Câțu. Când îți dai seama că ai rămas singur, că nici foștii tăi colegi de coaliție, nici aliații tăi cu care ai dărâmat guvernul nu te susțin, înseamnă că ai o problemă. Măcar o dată, în fața oglinzii, trebuie să pui întrebarea, oare eu, ca USR, am greșit undeva? Da, sau eu sunt sfântul graal al politicii românești și totul trebuie să se înverte în jurul meu? Deci această întrebare, măcar o dată, trebuie să spui. Nu poți să spui că toată lumea e old school, eu sunt singur elicopter. Da, nu ei au rupt coaliția ca să vină singuri la guvernare. Au cerut întotdeauna ca premierul să vină de la PNL și ei să facă alături de dumneavoastră o coaliție în jurul PNL, doar că PNL n-a vrut să propună un premier și atunci a fost desemnat Dacian Cioloș. Mă rog, sunt fapte până la urmă. Întrebarea este totuși dacă ați vrut să-i demonstrați cât de singur este USR-ului, totuși îl invitați să facă parte dintr-o coaliție în continuare. Adică o zi vreți să-i arătați că e singur, o zi sunteți gata să lucrați cu ei. Ei trebuie să decide ce vor să facă. Nu putem decide în locul lor. În momentul în care ai văzut că nu reușești să coagulezi nici măcar o majoritate așa sau niște voturi spre a forma o majoritate, era mult mai elegant să depui mandatul și să nu faci balet politic total inutil, fiindcă asta este situația, lucrurile nu se vor schimba. Nu am eu nimic, nici cu unii, nici cu alții, sigur împărțim aceeași soartă cu toții, deci nu suntem nici mai în avantaj, nici mai în dezavantaj, dar depinde de ei ce vor să facă. Ei trebuie să decide acest lucru. Bun, ei, că până la urmă se va găsi o soluție și cu ei și fără ei, cum se găsește o soluție și fără noi și cu noi. Deci asta este Parlamentul, asta a ales poporul acum. Asta e întrebarea. Dacă se poate o soluție și fără ei, eventual și fără dumneavoastră, cât de acceptabilă și de posibilă și de dorit este o guvernare minoritară PNL? Fie cu dumneavoastră cei de la UDMR, fie doar ei, sigur, contra unei susțineri care trebuie să existe, dar după dumneavoastră, cât de acceptabilă e? Nu va întruni voturile necesare o guvernare minoritară, monocoloră, PNL. Nu cred. Și nici nu cred că PNL-ul gândește la o astfel de soluție. Nu cred că e o formulă PNL-UDMR. Au făcut acum un an de zile o guvernare monocoloră. Au făcut o greșeală din punctul meu de vedere în 2020 sau în 2019, când au preluat guvernarea de la Viorica Dăncilă. La un moment dat e bine să mai înveți și din greșelile tale, dacă nu vrei să înveți din greșelile altora, știi? Acum, sigur, depinde. Eu sunt convins că și USR-ul poate să susțină un guvern minoritar, adică dacă ei nu vor să intre acum în guvernare și vor să arate exact acea responsabilitate de care vorbea Dacian Cioloș, poate să susțină și PSD-ul un guvern minoritar. Poate să vină PSD-ul cu o propunere de prim-ministru spunând că suntem pregătiți să preluăm noi guvernarea. Există și această soluție, de ce nu? Până la urmă, fiindcă a fost decizia
electoratului acum un an de zile. Ei deocamdată n-au propus o astfel de variantă, dar știu și eu ce propunere va exista mâine, poi mâine. Un singur lucru e clar. În acest moment există o înțelegere între PNL-ul UDMR. Am plecat împreună în decembrie 2020 și în acest moment suntem împreună pe acest drum extrem, extrem de dificil. USR s-a îndepărtat de noi, dar asta nu înseamnă că nu există posibilitatea să se întoarcă. Eu aș prefera să se întoarcă, eu aș prefera să avem un guvern... Și dacă nu se întorc din cauza lui Florin Câțu, vă înhămați la o guvernare împreună, fără o majoritate în Parlament, dumneavoastră cu cei de la PNL? În jurul lui Florin Câțu se învârtă lumea. Deci dacă USR-ul are o singură problemă pe această lume și această problemă se numește Florin Câțu, atunci chiar că nu există șansă. Dar nu același lucru îi puteți reproșa și PNL-ului, că ține cu dinții de Florin Câțu? Cei de la USR au venit cu un fapt pe care putem să-l acceptăm sau nu ca un argument valabil, dar el e un fapt. Florin Câțu a încălcat o înțelegere pe care a avut-o cu cei de la USR. Și atunci întrebarea e, PNL are dreptul să țină cu dinții la Florin Câțu în viziunea dumneavoastră? Perspectiva celor de la USR, dar nu a încălcat, a avertizat, a spus, a rugat pe... Dar n-a primit ok-ul. În fine, okay. Nu despre asta este vorba. E vorba de faptul că, așa cum le putem reproșa celor de la USR că se încrâncenează pe Florin Câțu, și celor de la PNL nu le putem reproșa același lucru, că nu văd o altă soluție într-un partid totuși atât de mare decât Florin Câțu. Stați așa, e sigur, nu vreau să discut cum au fost alegerile interne la PNL. Tu când cerci să nu vină cu președintele partidului, înseamnă că, de fapt, vrei să creezi probleme în aliații tăi, la interiorul PNL-ului. Fiindcă vă dați seama, logica e simplă, s-a demonstrat și în acest an, din păcate. Cel care este premier, în 2, 3, 4, 5 luni de zile, nu trebuie foarte mult timp, puterea se duce și interesul către premier. Fie Dacian Cioloș, fie Florin Câțu, Ludovic Orban, orice. Președintele partidului pierde controlul, asta înseamnă că apare încă o falie în PNL, ceea ce înseamnă că distruge PNL-ul. În locul PNL-ului ce va apărea? Și eu aș fi putut spune, doamne, dacă venea cu Ghinea la propunerea de prim-ministru USR și nu venea cu președintele nou ales al USR-ului, era mult mai simplu să coagulăm o majoritate în jurul lui Ghinea sau în jurul lui Drulă. Dar eu nu vin cu astfel de propuneri, eu nu spun renunțați la președintele vostru, fiindcă știu ce înseamnă pentru un partid acest lucru. Deci nu se poate. Ok? Haideți să vorbim serios. Cu toate că noi acum ar trebui să vorbim despre multe alte lucruri, nu despre ce se întâmplă în partide, fiindcă oamenii sunt săturați de partide, de parlament, de guvern și încă puțin și vor fi pe stradă. Nu asta este discuția interesantă pentru cetățeni, ce se întâmplă în partide. E interesantă ca aceste partide să dea un guvern care să gestioneze celelalte probleme exact. De care dumneavoastră vorbiți ca fiind deci, foarte importante. Spui să renunți la președintele tău de partid nou ales, înseamnă că ori nu înțelegi logica politică, ori ai un gând ascuns, ai o agendă ascunsă. Nici PNL-ul nu a venit, nici noi n-am venit și nu am spus, haideți cu Drulă sau cu Ghinea, că e mai ușor cu ei să facă majoritate decât cu Dacian Cioloș. Că Dacian Cioloș a mai fost în 2016 și cam ne-am lămurit ce poate. Bun, să sunt... spun și aceste lucruri un pic mai dur, dacă doriți. Domnule președinte, dumneavoastră vedeți argumente de o parte și de alta, pentru care, mă rog, fiecare are dreptatea lui și putem să admitem că suntem în ceea ce, după toate rigorile, numim un blocaj în momentul ăsta. Vă așteptați ca USR Plus să nu se mai încrânceneze pe Florin Câțu, cei de la USR Plus se așteaptă fix la același lucru din partea celor de la PNL. Ce credeți că ar putea debloca, ce scânteie ar putea mișca lucrurile într-o direcție sau alta, dincolo de felul în care se văd lucrurile acum și așa cum le vedem? Că așa cum le vedem acum, ele pot să rămână într-un blocaj mult și bine, dacă nu cumva președintele, nu știu, vine astă seară sau mâine și zice, desemnez eu un premier, să fie cu tare. Curaj, flexibilitate. Orice coaliție de acest gen, extrem de complicată, pentru a funcționa are nevoie de două chestii.
prima dată în programul de guvernare să nu pui niciun punct care pentru unul dintre parteneri este inacceptabil și să renunți la orgoliile și ambițiile personale. Asta cu punctul inacceptabil are legătură și cu dumneavoastră, cu ceea ce s-a întâmplat cu secția specială, ca să explicăm și celor care ne ascultă. A fost un punct în programul de guvernare, dar am aflat ulterior că dumneavoastră nu-l susțineați și aici, sigur, se poate discuta de ce n-ați semnalat. Cu desfințarea secției speciale nu avem nicio dispută, nici cu USR-ul, nici cu alții. Trebuie desfințată secția specială, trebuie găsită o soluție și era, de fapt, în derulare, în găsirea unui compromis, Iulia Scântei a venit cu o propunere foarte bună în ultima ședință a coaliției legat de recomandările comisiei de la Veneția. Eu sunt convins că dacă nu ar fi fost ieșirea USR-ului într-o săptămână, două, pe propunerile Iuliei găseam o soluție bună, acceptabilă, pe toate recomandările comisiei de la Veneția. Deci nu Sijul a fost problema. Sijul, până la urmă, a fost permanent un pretext pentru unii sau pentru alții, dar nu a fost Sijul problema adevărată în această coaliție. Bun. Ca să tranșăm problema necesității coaliției și varianta unui guvern minoritar, chiar dumneavoastră ați spus azi în Parlament, nu era o guvernare excelentă, dar era singura posibilă. Credeți asta și acum? E singura guvernare posibilă cea de coaliție PNL, UDMR, USR Plus? Categoric. Singura coaliție, guvernare posibilă și fezabilă. Nu spun că nu sunt alte variante, că sunt. Se poate găsi alte variante. Dar din punctul meu de vedere, cu toate dificultățile și cu toate complicațiile în această coaliție, totuși e singura soluție care asigură și stabilitate și reduce și vulnerabilitățile, expunerile inutile. Că orice guvern minoritar, indiferent dacă e susținut de USR sau de PSD, are vulnerabilitățile zilnice și expunerea mult prea mare când e vorba de decizii dificile. Am pomenit în discuția noastră, domnule președinte, și de situația gravă în care ne aflăm, a pandemiei. Președintele României se întâlnește cu specialiștii în seara asta, cu miniștrii, cu premierul, să discute ceea ce el numea ieri măsuri mult mai drastice. După dumneavoastră, care ar fi soluția optimă în acest moment ca să ne salveze de creșterea infectărilor și de un număr tot mai mare de morți și de bolnavi grav? În primul rând trebuie să vedem ce restricții pot fi luate în această perioadă. Eu cred că da, cu mult curaj câteva decizii trebuie luate. De la ora 6, nu, de la ora 8, de la ora 9, de ora 6 e mult prea devreme să interzicem circulația până dimineață, barurile, discotecile și tot ce înseamnă instituții sau activități neimportante sau mai puțin importante trebuie închise pentru o perioadă de 30 de zile. În weekend trebuie restricționată circulația. Trebuie să vedem dacă în instituțiile publice nu angajați, dar cei care trebuie să intre pot intra sau nu fără certificat verde. Eu zic că nu, cel puțin pentru 30 de zile. Școlile trebuie, vacanța prelungită trecută online pentru 3 săptămâni, nu mai mult, pentru o lună cel mult. Sunt lucruri care pot fi în acest moment nu numai discutate, dar pot fi luate, fiindcă pentru școli ajunge ordinul de ministru, pentru anumite instituții, tot la nivel de ordin de ministru se poate regla. În alte chestiuni e nevoie de hotărâre de guvern, poate și guvernul interimar. Dacă e nevoie să mergem în Parlament cu o lege, dar trebuie să mergem acolo. Eu sunt pentru a restricționa un pic mișcarea oamenilor pentru 30 de zile, nu mai mult, dar nu un lockdown total. Nu închidem toate activitățile economice, nu închidem toate instituțiile și la teatre, și la muzee, și la biblioteci, poți să mai reduci de la 50 la 40 sau la 30% gradul de ocupare plus certificatul de vaccinare și așa mai departe. Trebuie să facem acest lucru, să mai reducem din presiune la spitale. Sigur, ar trebui să accelerăm vaccinarea. Vaccinarea nu rezolvă de la o zi la alta, dar pe un termen de
4 săptămâni, 6 săptămâni mai produce imunitate, să nu așteptăm să trecem prin imunitate naturală 80% din populație, fiindcă asta înseamnă și consecințe grave, morți, inclusiv. Deci trebuie niște restricții, vrei, nu vrei, asta este pentru acest lucru, trebuie curaj. Eu susțin aceste propuneri, să vedem cu ce va ieși. Starea de urgență este o variantă ca să dea guvernului, rămas fără prea multe puteri, acestui guvern interimar, posibilitatea să facă ceva realmente? Pentru că alminteri totul trebuie trecut prin Parlament și în Parlament nu știm cât de repede se vor mișca lucrurile. Deci nu. O stare de urgență, o revenire la starea de urgență de anul trecut e oportună? Nu cred. Și aia oricum trebuie votat în Parlament. Trebuie președintele declară și după aceea ajunge în Parlament. Bun, în Parlament, dar probabil că ar dura mai puțin decât să întorci pe toate fețele fiecare propunere pe fiecare capitol. Despre acest lucru nu am discutat. Nici nu se poate exclude, dar nici nu cred că este necesară o astfel de intervenție, fiindcă multe decizii pot fi luate la nivel de ministere și la nivel de hotărâri de guvern. Nu trebuie neapărat să mergi în această direcție, dar să vedem analiza specialiștilor, fiindcă eu totuși sunt foarte atent la ce spun epidemiologii, cu toate că epidemiologii permanent sunt în luptă, sunt ca armata. Și acolo la ei sunt un pic alte reguli decât în altă parte, dar eu vreau să ascult părerea specialiștilor. După aceea, decizia trebuie să fie politică, curajoasă și extrem de... Piața Victoriei. Acum... Kelemen Hunor, președintele UDMR, vă mulțumesc foarte mult. Discuția cu Kelemen Hunor despre ce se poate întâmpla în perioada următoare, chiar ce se poate întâmpla, vă aștept și părerile dumneavoastră la 0372069599. Mâine, la Cotroceni, în prima parte a zilei, consultări din nou, e ceea ce știm până acum. Președintele a chemat din nou partidele politice și ce mai știm în acest moment este de asemenea că PNL, prin vocea prim-vicepreședintelui Iulian Dumitrescu, anunță că se va prezenta la aceste consultări, tot cu propunerea Florin Câțu premier. Vedem ce soluții există pentru deblocarea acestei crize. Vă întreb și pe dumneavoastră cum poate fi convins și dacă trebuie convins Florin Câțu să renunțe să mai fie prim-ministru. Dacă ne îndreptăm spre un guvern minoritar, pentru că deja iată vin informații că se tatonează din nou cu PSD o susținere, unul din liderii PNL, Daniel Fenechiu, senator, spune că inevitabil se va ajunge la aceste discuții. Romeo, bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitatului dumneavoastră. Ce ar trebui să se întâmple? Îmi pare rău că domnul Kelemen Hunor vede un pic straniu lucrurile. Am o întrebare. Ce ar fi făcut dumnealui dacă domnul Câțu ar fi demis pe ministrul UDMR de la mediu și ape sau păduri? Ați auzit ceva mai devreme, cred, în discuție, s-a invocat argumentul ăsta că e o chestiune de interpretare a USR, că s-a încălcat protocolul prin demiterea lui Stelian Ion, că au avut loc discuții vreme de săptămâni de zile și că USR Plus n-a venit cu nicio altă propunere. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră și vrem să auzim opiniile dumneavoastră despre ce ar putea debloca această criză. Care ar fi soluția imediată după dumneavoastră? Mai ales că avem un președinte care la ora asta se întâlnește cu specialiștii, cu epidemiologii și o să vedem declarațiile pe care o să le facă imediat și care ieri spunea autoritățile nu și-au făcut treaba. Prin asta se înțelege și guvernul, deci Florin Câțu. Și atunci vă întreb. Inclusiv dumnealui. Așa. Inclusiv dumnealui, probabil. Da? Deci noi toată vara, mai, iunie, iulie, august, probabil, am lăudat cât de bine a mers programul de vaccinare. Nu o să ne prindă valul 4, ce țară sănătoasă avem și bubuie economia. Da? Da. Atât domnul Câțu, cât și președintele nostru, domnul Iohannis. E interesant aici, nu știu dacă ați sesizat nuanța, că autoritățile n-au făcut, n-a mai zis statul a ieșuat. Statul l-ar fi inclus și pe domnia sa, în mod automat. Îi se spune șeful statului și atunci de data asta a zis autoritățile n-au făcut. N-a zis noi autoritățile nu am făcut. Autoritățile n-au făcut, ele, altcineva decât persoana domnului președinte.
Ce da, 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 s-a rupt, nu am rupt așa, obiectul. Exact, da. Se face, corect. Se așteaptă, se... Da. Da, 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 cineva o să facă. O întrebare, de ce nu acționează partidul UDMR cu cei 5% ca un liant de refacere a coaliției? A invocat domnul, invitatul noastră, de mai multe ori numele lui Ghinea. Iar înainte de a veni cu propunerea guvernului monocolor USR, domnul Cioloș s-a dus la o discuție cu invitatul dumneavoastră și probabil cu domnul Câțu. O ieșit de la întâlnire dezamăgit, iar domnul Kelmen Hunor n-a schițat un gest prin care să fi avansat ideea să nu vină domnul Cioloș prim-ministru, să-l pună pe Ghinea prim-ministru și o să mai aibă 5%, da. O să mai aibă cele 30 de voturi. Sau Romeo, vă sintetizez eu ceea ce a spus Kelmen Hunor ceva mai devreme, și anume că ei nu pot să impună o soluție în PNL, dar pot să refuze o propunere. Încercăm să mai facem loc cuiva în emisiune. George, bună seara! No. Bună seara, mă pulsați la Piața Victoriei. George Scutariu din Buzău, satul Colțeni, comuna Cozieni. Spuneți-ne cum vedeți dumneavoastră, ne interesează părerea dumneavoastră despre cum se poate debloca exact situația asta. Vă rog, vă ascult. Eu, în primul rând, n-aș ține cu nicio parte. În primul rând, eu ce îmi doresc și, dacă îmi permiteți, doar atât să spun câteva cuvinte, ca acest guvern să se schimbe în totalitate tot. Adică ce a fost acum să dispară, să se curețe și să vină altul nou. Ca persoane, ziceți. Aici este până la urmă, partidele sunt aceleași, din păcate. La unul din cele 3-4 trebuie să recurgem sau la toate la un loc. Pentru că spunem aceiași miniștri, premier, tot același care a mai fost, mie nu mi se pare corect. Adică trebuie să revenim la realitate. Deci nu punem același premier, Cioloș, după aia iarăși Câțu. Deci asta e o bătaie de joc pentru țara noastră, România, și trebuie să facem ceva noi ca cetățeni, să ne revenim și să facem ceva pentru țara noastră, altfel ne ducem de râpă cum ne-am dus până acum. Sunt oameni care au nevoie de ajutor, de schimbare, mai ales aici îmi doresc foarte mult și pun foarte mult apreciere, punct, pe acest lucru, sistemul de sănătate care este la pământ. Mulțumesc foarte mult. Mai avem timp, câteva secunde, și de celălalt domn, George, care e pe linie. Bună seara. Foarte, foarte scurt, soluția dumneavoastră, urgentă, imediată. Bună seara. Un guvern minoritar și plus a dus câțiva specialiști, poate chiar din celelalte partide, câțiva oameni fără pată asupra lor și oameni credibili. Nu știu, aș putea să aduc la educație pe Mircea Miclea, pe... de la PSD, domnul Rafila, la sănătate, și aș merge fără USR. Dacă aș fi în locul PNL-ului, m-aș duce tot cu Florin Câțu și fără USR. USR-ul a avut doi miniștri la sănătate, au zis... Fără USR la sănătate sau fără USR în acest, nu, în acel USR guvern, în, ipotetic? În acel guvern, aha, fără USR. Pentru că în momentul de față au reușit ceea ce nici măcar au n-a reușit. Ei sunt izolați, au aruncat... Da. Spune asta și domnul Kelemen mai devreme. Mihai, bună seara! Soluția dumneavoastră, pe scurt. Bună seara. Soluția de urgență, domnul, vă rog. L-aș vrea pe domnul Câțu. Nu, eu vă întreb. Da, așa. L-aș vrea pe domnul Câțu plecat și aș dori refacerea coaliției. A, plecat și refacerea coaliției. Bun. Da, un alt premier de la PNL, sunt dezamăgit de atitudinea UDMR-ului, dar asta e o altă discuție, dar l-aș vrea pe domnul Câțu plecat și refacerea coaliției. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au sunat și ne-au scris. Declarațiile președintelui în foarte scurt timp aici pe Europa FM și o ediție specială cu Alice Iacobescu imediat. Rămâneți! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.